atât de onorați, e o emoție extraordinară și avem alături de noi o mare doamnă a Teatrului Românesc și nu numai a Teatrului Românesc, dar cinematografiei de asemenea. La o expoziție care, în momentul în care se ridica pe simeză, devenea copleșitoare, foarte mai mult prezența doamnei Mariana Micuț este și ne face să simțim copleșiți de emoție. Mulțumim foarte mult domnului Nicolae Ispas, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala ALBA, că ne-a găzduit și ne-a făcut posibilă ca această expoziție să aibă loc aici. Și aș vrea să prezint un cuvânt foarte frumos al celei care a venit cu această expoziție, este curatorul expoziției, Irina Tapalagă, care spune așa: de mai bine de o jumătate de veac, o putem vedea pe scenă, niciodată aceeași și de fiecare dată altfel, surprinzătoare. Mariana Micuț, o actriță uriașă, plină de miez, de nuanțe, de mister, de exuberanță, de har. E profundă, e consistentă, e generoasă și continuă să ne bucure cu fiecare nouă apariție, așa cum ne bucură și pe noi astăzi. Miza expoziției ce este dedicată este dimensiunea printurilor și diversitatea personajelor jucate. Este o galerie de ipostaze, Mariana Micuț, un traseu fluid pe parcursul căruia se adaugă imagine după imagine, mereu o altă Mariana Micuț, surprinzătoare, fantastică, nouă, o femeie de o frumusețe și feminitate fără margini, o actriță total dedicată unui rol, absorbită complet de trăire. Poze de început de carieră, o frumusețe ingenuă, pură, cu toți sporii deschiși, absorbind tot. Rolurile se adună, se așează, apar fațetele, apare surpriza. Mariana Micuț poate fi gravă, tăioasă, aspră. Odată intrat în acest traseu, te regăsești în lumea elitelor actoricești și regizorale. Vârfurile unei generații de aur coexistă în jurul Marianei Micuț, iar ea este actrița prin excelență. Este exemplificarea clară a unui actor care intră în rol, mai intrat într-o altă lume, unde nu-ți mai aparții. Unde rolul te locuiește, Mariana Micuț vine de departe. Vine din lumea lui Ciulei, și a lui Toma, și a lui Fiti, și a lui George, vine dintr-o lume a perfecțiunii actoricești. Dar măsura acestei mari actrițe se vede azi, când perfect adaptată noilor curente în materie de spectacol, e dorită și prețuită de regizori actuali. Joacă azi pe scenă cu aceeași iubire, pasiune totală dedicată, cu aceeași frumusețe. Sunt vorbele Irinei Tapalagă, la care nici nu mai ai ce să adaugi. Și ne bucurăm foarte mult, încă o dată, că sunteți alături de noi. S-au adunat atâtea fotografii. Sigur că nu sunt toate rolurile, dar ce vreau să vă spun este că, în afară de scenă, eu nu știu ce să vă spun. Eu nu sunt absolut deloc interesantă în viața de toate zilele. Nu am povești cu care să vă uluiesc. Sau am, dar nu știu să le povestesc. Tu să vorbesc numai pe scenă, cu adevărat, acolo sunt eu, cea adevărată, dacă vă vine să credeți. Și lucrurile pe care le simt cu adevărat, am curajul să le spun numai pe scenă. Așa că aceste fotografii sunt superbe, dar parcă nu sunt eu. V-aș invita să veniți la teatru de câte ori se poate și de câte ori putem veni la dumneavoastră sau dacă veniți la București,
vă așteptăm și acolo. Nu știu să vă spun nici întâmplări vesele, deși le am, nici triste, deși le am și veasă, din păcate. Dar dacă aveți întrebări la care aș putea să vă răspund, le aștept cu plăcere. Vă spun, eu cea adevărată sunt acolo pe scenă. Aici, în viața de toate zilele, sunt un om timid și nu știu ce aș putea să vă spun ca să vă îngând, decât să vă mulțumesc din suflet că ați avut generozitatea de a veni împreună cu noi aici. Dumneavoastră vă mulțumesc nespus de mult că ați repetat această bucurie care mi-a fost făcută. Să știți că noi, în momentul în care am văzut tot ce este aici și cred că nu este chiar toată expoziția, am realizat incapacitatea noastră de a putea fi prezenți în anumite momente, în anumite spectacole. Și era așa, durerea aceea că atât de multe nu ne-au fost date. Am ascultat la Teatrul Radiofonic, am văzut câteva spectacole la televiziune, dar este... lipsește acel inefabil pe care un spectacol de teatru ți-l dă ori de câte ori l-ai vedea. Așa că avem bucuria în mine să vă vedem pe scenă Regele Moare. Da. Sper că v-ați luat cu toții bilet, dacă nu, asta e, casa e închisă. Dar o să avem bucuria să vedem alături de Victor Eveciu în Regele Moare mâine de la ora 2. Și dacă ați venit, v-aș mulțumim din suflet de că vă mulțumesc și că ați venit acum aici.